Accident spectaculos în Iași, un șofer a plonjat cu mașina în râul Bahlui după ce a pierdut controlul volanului. În urma testării cu aparatul etilotei, șoferul avea o alcoolemie de 1,25 mg per litru în aerul expirat. În plus, bărbatul a fost testat pozitiv și cu virusul SARS-CoV-2. În cele din urmă, șoferul s-a ales cu dosar penal. Din imagini se vede cum salvatorii încearcă să scoată mașina din râul Bahlui, acolo unde un șofer a plonjat după ce a pierdut controlul volanului. Ce s-a întâmplat? Bărbatul cu greu s-a lăsat pe mâna salvatorilor pentru a fi transportat la spital. Urcați-vă în ambulanță. Mă, sunt după ce? Mergeți la spital sau nu? Nu. Nu mergi la spital? Nu, de ce nu vreți să vă urcați pe tare? Pentru că sunt alte chestii. Șoferul cu pricina a fost testat cu aparatul alcool test și, surpriză, avea o alcoolemie de 1,25. Acesta a fost testat și COVID-19 fiind pozitiv. Bărbatul a plecat în cele din urmă la spital pentru a fi tratat. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele șoferului sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea autoturismului sub influența alcoolului sau a altor substanțe.